Bună ziua și bine v-am regăsit la un episod de Work in Progress. Aici era cotețul, vechiul coteț al porumbeilor, care nu mai este. Unde este? De fapt, ia uitați-l. Este aici. Este un noroi, m-am făcut de comandă, dar am reușit să-l mut aici sus. Și ce voi încerca să fac sau ce vreau să fac este să fac pentru iepuraș. Poate Dănuț și iepurii, Dănuț Rus, mă ajută să-mi zică puțin. Bine, trebuie curățat, l-am pus așa doar pe poziție pentru că vine iarna și chiar nu mai am posibilitatea să mă pot ocupa de el. Mă gândesc să îl împart și aici la nivelul unde sunt aceste două scândurele cu o placă. Și transversal așa și să fac practic cușii de mascul și de femeie, mă rog, cu uși. Momentan n-am niciun iepuraș, așa că nu am început nimic în momentul acesta. Trebuia să-l mut aici pe poziție, să fie mutat, ca să zic așa. Pe partea asta m-am chinuit foarte mult și nu cu acesta, am încercat să-l feresc. Uitați aici sus, să îndrept această tabă. Să fac treaba cu o singură mână. Și cât de cât să o modific. Trebuie să mai cu ciocanul puțin în el ca să răscănă de aici. Poate mă ajut să-mi zici dacă este o variantă. Știu că nu este cea mai bună, dar este ceea ce am acum la îndemână. Și cum am mai discutat, nu... Toată lumea are posibilitatea ca în momentul ăsta să investească într-o cușcă mare de iepuri și așa mai departe. Dar pentru ce am eu nevoie, zic că o să mă ajute. Cam aceasta e filmarea cu Work in Progress. Cam așa arată și pe partea aceasta. Eu zic că se pot crește aici cel puțin două compartimente, dacă nu chiar patru de iepuraș, pentru că loc există. Așa, lungime sunt cam 2 metri și lățime cam, deci cred că lungime cam 1,80 și lățime cam 1,60. Deci nu ar fi probleme, zic eu, din punctul ăsta de vedere, dar este bine că l-am văzut pe poziție, urcat. Și partea interesantă este, am lăsat și aici un loc, l-am pus pe aceste cărămizi pentru a facilita, eu știu, eventual, dacă voi avea nevoie să mai bag ceva de desubt, să mai am un loc ușor. Cam atâta despre ferma Grădina Bio. Să mă dau în spate ca să vedeți mai bine. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez ca de obicei o zi mai mult decât excelentă. La revedere!